Filitul este un festival care e foarte bine organizat, e adevărat că vin pentru prima oară și lucrurile acestea le-am aflat în presă, de la colegii scriitori, pe câțiva îi și cunosc, i-am cunoscut la alte festivaluri, chiar dintre organizatori. Cred și simt acest lucru, este o atmosferă în care prietenia e pe primul loc. Foarte distractivă, că am aflat copilăria bătrânilor, ce au făcut ei, ce au mai spus. Literatura, în principiu, este un tip specific și special de educație pe care îl poate avea un copil, indiferent de domeniul în care va profesa, indiferent de ceea ce va face în viață. Pentru că modul de a comunica și de a interacționa și de a empatiza cu ceilalți oameni, cu familia, cu prietenii, este un dat din acesta care vine și din literatură. Deci literatura, practic, acest lucru îl construiește, o modalitate extraordinar de frumoasă și de bună de a empatiza și de a interacționa cu ceilalți, cu ceilalți oameni. Să descoper ceva fantastic în ele, să văd dacă este chiar așa de interesant, pe cum pare. Și de aceea am cumpărat și această carte, mi s-a părut mai atrăgătoare. Păi, cred că mi s-a părut că a avut o viață foarte grea. Am reținut că a avut o viață foarte grea. Am reținut și povestea tragică a unui prieten, ceea ce mi s-a părut că a fost poate cea mai tristă chestie pe care am auzit-o aici. Am reținut că a scris foarte multe romane, are 2 nepoți și poate când o să fiu mai mare o să vreau să încerc unele romane de la el. Am înțeles că astea sunt primele cărți pentru copii și se pare o realizare să scrii o carte și să ai un succes. Și da, se pare... îl respect. Ce înseamnă cartea pentru... Păi cred că pentru mine cartea înseamnă să mă relaxez, să... intru într-o altă lume. Mi se pare că cartea este o chestie de relaxare, ceva care te duce într-o lume a ta, te ajută să te cunoști mai bine, să te descoperi cumva. Adică eu acum recent am descoperit că mie îmi plac cărțile de fantazie, pur și simplu îmi place foarte mult magia, de aceea am cumpărat și această carte. Da, mi se pare că a fost foarte frumos, îmi place foarte mult și mie să scriu, de aceea mi s-a părut foarte interesant să pun niște întrebări, să vorbesc cu un autor care deja este celebru și a întâlnit succes și da, aș mai vrea să mai particip la acest genul acesta de întâlniri. Ideea e simplă. Filitul e cea mai bună dintre lumile posibile pentru un scriitor, fie el la început de drum sau, din contră, consacrat. Se vor găsi ascultători care să vină la discuții, iar părerile lui despre literatură și viață vor fi ascultate și chestionate. Deci, se va simți viu și răsplătit pentru efortul anilor săi de scris și de singurătate, când s-a îndoit de nenumărate ori că ce face el chiar contează. Asta a scris Ana Maria Sandu în Dilema Veche. Festival is doing great job because these kids, if I'm old enough to call them kids, are really great. You could see that they are not here just because somebody forced them to be here, but because really
they care about books, and it's wonderful to see. Vin la Philly de 6 ani, e al doilea an al meu ca voluntar și sunt sigură că de acum clar nu e ultimul an, adică o să continui să vin aici. E o experiență superbă, mai ales pentru că reușesc să cunosc autorii cărților și e altceva. E cu totul diferit să vezi cine e în spatele unei cărți, e cu totul diferit să vezi cine e în spatele unei persoane despre care știi doar gândurile sale expuse într-o carte și cred că asta e cea mai importantă experiență pentru mine la Philly, pentru că reușesc să cunosc autori, traducători, jurnaliști, să preiau din experiențele lor. Diana Mihuță mărturisește că Philly e untold-ul meu. Sergiu Ardelean spune, Philly e un festival care atrage prin diversitate și prin faptul că amestecă viața cu literatura, că reușește să aducă mai aproape de cititori oamenii din spatele cărților. E o experiență care merită simțită pe viu, în stare crudă, pentru că are puterea să îți stârnească o miriadă de emoții și sentimente. I'd like to say thank you very much. I feel like a home. They are very warm, and my meeting, it was very, very interesting. I saw something different here in this festival. It's a wonderful festival. There is people here still reading. Pentru mine, cartea reprezintă cunoaștere, în primul rând. Pentru că, indiferent ce, despre ce este cartea, tot ai o ocazie nouă de cunoaștere. Deja de vreo lună de zile, oamenii vin și întreabă în librării, aveți cartea cu tare, aveți cartea cu tare, vrem așa, vrem să întâlnim, vrem să vedem toate evenimentele. Deci, cumva, Philly-ul aduce o mai mare dorință de a citi în Iași. Anul acesta cred că e o ediție cu foarte multe cărți deschise. Cumva am dat masca jos și ne-am apropiat poate și mai mult de cărți. Iar faptul că avem atâția autori de renume, autori care sunt traduși în foarte multe limbi, autori care aduc în discuție vulnerabilitatea societății în care trăim astăzi, cred că face din această ediție spectaculoasă, dar și o ediție care să sensibilizeze tânăra generație. La Alecart avem anul acesta 9 scriitori și chiar ne gândeam că din 9 scriitori străini și un scriitor român plus 6 poeți. Însă ce remarcau elevii noștri că cam toate cărțile aduc în prim plan suferința. Suferința în diferite ipostaze. Poate doar cartea Din cer au căzut 3 mere are ceva optimism, dar e un optimism care vine la final, un optimism care mângâie tristețea ce domină. Însă cred că e nevoie de această tristețe, pentru că obișnuindu-ne cu ea, învățăm să fim veseli. Iar literatura ne face veseli și bucuroși. Nouă ne place de câte ori venim aici, mai ales dacă venim cu proiecte literare
mai ales când lucrăm cu Muzeul Literaturii din Iași, care e deosebit. Și de la festival ce să așteptăm să întâlnim cât mai mulți colegi pe care îi cunoaștem și pe care nu îi cunoaștem și să vedem cât mai mulți cititori. Estoy emocionado, feliz. Creo que ha habido una gran conexión entre el público y mi intervención. Ha sido una noche que no olvidaré nunca. Pot să vă spun cu siguranță că am avut la Iași, la Teatrul Național din Iași, un scriitor absolut fabulos. Manuel Vilas e unul dintre cei mai mari scriitori spanioli contemporani. Și cred că publicul a simțit asta, pentru că l-a aplaudat la scenă deschisă în repetate rânduri, mai ales atunci când, cu ironia lui, a luat, să spunem, ușor în răspăr politica atât din Spania cât și din România. Pentru că nu-i așa, noi din păcate depindem de oamenii aceștia, care uneori știu ce fac, alteori nu știu ce fac, uneori fac bine, alteori fac rău, dar cred că noi trebuie mereu să chestionăm ce face un politician. Și chiar atunci când face bine, nu, ca la scriitori, să-i spunem, hai, vezi, poate poți un pic mai bine, că pentru țară nu e niciodată rău să faci bine. Niște oameni geniali. Mi-a fost puțin frică la început, dar după am văzut oamenii și sunt superbi, foarte friendly, m-am înțeles bine cu ei și sunt niște oameni, dacă ajungi să-i cunoști foarte bine și stai să vorbești cu ei, ai ce să vorbești, sunt atât de deschiși și am avut ce să discut cu ei. Sunt foarte excited să-i cunosc. Eu m-am înțeles foarte bine, eu sunt coordonator de grup, m-am înțeles foarte bine cu ei, am comunicat ușor, am cooperat foarte bine și mă bucur pentru prima mea experiență în cadrul Filit. Foarte ajutători, săritori și da, pentru mine cartea în primul rând reprezintă un nou punct de vedere, o nouă perspectivă și mă bucur că am ocazia să ajut aici. În primul rând, cartea poate să ajute o generație să evolueze. Îmi pare rău că tinerii nu mai citesc atât de mult cum citeau pe vremuri, dar cred că Filit poate ajuta cu lucrul ăsta și poate răspândi iubirea de literatură. Este prima oară ca voluntar Filit.
vă spun, până acum chiar mi-a plăcut. E o nouă experiență, eu sunt adept al voluntariatelor și când am auzit de această oportunitate am spus că trebuie să vin. Mai ales că mă interesează și destul de mult câțiva dintre autori. Am văzut foarte mulți pe care aș vrea să-i citesc, autori noi. Ioana Părvulescu, de exemplu, e o autoare care mi-a stârnit interesul acum câțiva ani și dacă am ocazia să o cunosc, aș dori. Filit a fost pentru mine o experiență de ținut minte, mărturisește Mădălina Vaida. Un loc ideal pentru iubitorii de carte, pornind de la cei care dau viață lecturii până la cei care se pierd în ea. Ținut așa pe brațe de voluntari, foarte mulți, nu mă așteptam. Și mi-a plăcut foarte mult la evenimentul de ieri. Eu am avut ieri un eveniment cu Vlada lui Gheorghe și Cătălina Stanislav. Am citit, am vorbit aici despre poezie și publicul a fost foarte receptiv. Mi-a plăcut foarte mult. Iașiul este la fel de frumos cum îl aminteam. Sunt extrem de încântată că am revenit. Filitul este, așa cum bine știți, un eveniment grandios, un staff fabulos, niște oameni cu inimă mare care fac minuni. Am trecut aseară pe lângă cortul Filit, casa Filit, și se munceau de zor. Nu știu cum au reușit cum reușesc să pună totul la punct atât de repede și atât de bine, dar îi felicit pentru tot ceea ce fac și sunt foarte, foarte încântată să fiu din nou aici. Ok,
Cred că e una dintre cele mai reușite acțiuni de promovare pe care un oraș din România l-a avut, adică ce a făcut Filitul pentru Iași de ani de zile, n-ar fi reușit nicio campanie publicitară. O spun ca unul care vine pentru prima dată, dar care știe renumele acestui festival. Iar pentru noi, pentru invitații, întâlnirile cu un astfel de public, cum a fost aici la Casa Ursachi, este o baie de tinerețe și de, cum să spun, de bună înțelegere, văzând profesori minunați și elevi minunați. Ce poate fi mai încântător decât la un festival de literatură să vezi un asemenea public, în speranța că unii dintre ei măcar vor fi cumpărătorii cărților noastre și receptorii ideilor noastre. În cadrul Filit 2022, Iași a fost inaugurat pasajul Emil Brumaru, realizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și implementat de artistul Harcea Pacea, proiectul a avut în vedere promovarea literaturii și poeziei lui Emil Brumaru, una dintre personalitățile marcante ale orașului Iași, fost consilier local și cetățean de onoare a municipiului, o celebrare într-un mod neconvențional. Proiectul a constat în realizarea unei picturi murale, desene și versuri, de mari dimensiuni în pasajul de pe strada Cuza Vodă, numărul 8-10, locul prin care Emil Brumaru trecea zilnic spre casă, blocul Plomba, ori spre librăriile și redacțiile revistelor literare din oraș. Vernisajul a avut loc în cadrul Filit 2022 în prezența a zeci de personalități culturale, jurnaliști și public tânăr. Iașul e extraordinar și, în general, e un oraș foarte frumos, dar am mai spus lucrul ăsta, dar devine și mai frumos în perioada Filitului. E foarte fain, e o atmosferă extraordinară aici și e o bucurie să te întâlnești cu scriitorii veniți din multe orașe ale României și scriitori străini foarte importanți. Da, cărțile schimbă câte ceva, chiar și după pandemie, chiar și în timpul războiului. Acum vedem, chiar acum am ieșit un pic din cor, dar Sorin Gherguț spunea că îi se pare lui că din cauza războiului cumva a fost afectat și a scris poeme de care el nu, cumva nu e mândru, că pentru că îi stătea capul cumva în altă parte. Dar ceea ce arată ceva, că scriitorii totuși se concentrează la lucrurile importante și chiar dacă aia nu e tema lor cumva, adică sunt foarte mulți scriitori care nu s-au gândit că vor scrie cândva despre război, dar în momentul ăsta, nu știu, fiecare face ce crede că e mai bine. Eu am tot povestit altora despre ce se întâmplă aici, despre, domnule, ascult scriitor, vorbești despre literatură, pare să fie așa o rețetă simplă, dar trebuie să fie aici ca să simți. Mie mi se pare că vine o energie extraordinară de la oameni și de la scriitori și cumva eu cred că scriitorii români, mai mult decât cei din străinătate, pentru că cei din străinătate au multe ocazii de genul ăsta, pentru scriitorii români ei sunt mai vitregiți cumva și mi se pare că pentru scriitorii români e foarte importantă interacțiunea asta cu publicul și tipul de interacțiune între scriitori și cititori de la Filit este absolut unic. Eu, cel puțin, la cele câteva festivaluri la care am mai fost, nu am simțit energia asta extraordinară. Și asta pentru mine e unic. Cred că omul care citește caută un refugiu de multe ori, adică lectura poate fi și un mod de escapism.
și în același timp poate fi și un mod de a te reconecta la ceea ce se întâmplă, dar cumva mai puțin, într-un fel mai puțin dureros, de exemplu prin poezie, putem să discutăm despre adevărurile astea crude, putem să discutăm despre război, putem să discutăm despre nedreptate socială, despre foarte multe lucruri și chiar dacă deconspirăm răul în poezie, putem la final să strecurăm acolo și puțină lumină. Foarte multe activități pentru tineri. Eu, fiind educator muzeal, sunt mai mult decât încântată de acest aspect. Îmi place să văd copiii interesați de literatură și faptul că Filit oferă prilejul acesta mi se pare un lucru minunat, ca un dar pe care un dar neașteptat pentru comunitate. Filit a fost o surpriză pentru mine, a fost o enigmă, așa, un nou Kinder în care n-am știut ce este, până în momentul în care am văzut programul, am primit programul și am văzut că într-un procent foarte mare evenimentele sunt focusate pe liceeni, pe tineri. Și asta m-a fascinat la festival, nu știam foarte multe despre, este prima dată când vin. Dar cu siguranță în anii următori voi fi aici, da, cu siguranță voi fi aici. It's an amazing place. I love to be here and I'm so grateful to be invited. A fost o seară entuziastă și din punctul meu de vedere și din punctul lui Boalem Sansal. S-a văzut că și din punctul de vedere al publicului a fost o seară entuziastă. Boalem Sansal, adevărul este că este un intelectual desăvârșit și nu evită absolut nicio temă. Ba chiar dacă ați urmărit dezbaterea, a abordat de unul singur teme controversate, cum e tema conflictului israelo-palestinian. Mărturisesc că eu n-aș fi pus-o în tocmai pe agendă, pentru că știm că e o chestiune destul de controversată. Dar a avut și el niște răspunsuri exhaustive, niște răspunsuri pline, s-a văzut întreaga lui cultură din spate și cea franceză, s-a văzut și cultura, ca să spun așa, vastă, aproape filozofică. Mie mi-a plăcut publicul, în pofida unor intervenții de moment, mi-a plăcut publicul pentru că era interesat de teme, pentru că citise cărțile și pentru că publicul a rezonat foarte bine cu temele comune. Adică a înțeles ce e comun între pericolul islamismului, de pildă, și dictatura comunistă pe care a experimentat-o România. Ceea ce înseamnă că e un public inteligent. Eu mă așteptam să găsesc asta la Iași. Eu am făcut liceul în Iași. Mă reîntorc acum, după mulți ani, pentru prima dată. A fost o bucurie pentru mine să mă întorc chiar la Filit și să regăsesc Iașiul așa cum îl regăsesc. Efervescent cultural. Pe vremea mea, când făceam eu liceul în Iași, mișcarea culturală, momentul cultural maxim era cenaclul de la Casa Pogor, unde eu mergeam și deja era acolo un nucleu cultural foarte, foarte bogat. Ce am regăsit în Iași și iarăși mă așteptam să regăsesc și mi-a plăcut a fost generația tânără. Generația de liceu, generația puțin peste liceu, care cumpără cărți, care e prezentă la dezbateri, care pune întrebări destul de smart. Am avut și pe foaie, n-am reușit să pun chiar toate întrebările, am încercat să le unesc cumva. Erau întrebări foarte inteligente și mai mult decât atât, erau întrebări care denotau încercarea de a înțelege lumea contemporană și problemele ei. Asta mi se pare foarte, foarte important. Iar Boalem Sansal în sine este un fenomen, ați văzut și voi. E un fenomen din toate punctele de vedere. Povestește foarte, foarte, foarte mult. Este foarte greu să-l întrerup. Je suis invité depuis des années à venir ici. J'ai jamais pu. Et là, ça s'est fait. Et puis c'est un grand succès. Très bien. Belle ville, des gens sympathiques. Je reviendrai l'année prochaine. Samar Yazbek mărturisește pentru Libertatea că ficțiunea încearcă să găsească sensul și oferă opțiuni
în ceea ce privește o viziune diferită a lumii. Ambele sunt la fel de importante, dar nu au același rol. Libertatea este o plăcere. Literatura înseamnă reinventarea lumii. Eu mă simt ca acasă, că eu sunt din zonele acestea de origine. Primirea este foarte călduroasă, iar în ceea ce privește, ceea ce ne privește pe noi, literatura și traducerile, publicul este foarte deschis. Asta mă impresionează și mai ales tineri. Tinerii sunt foarte deschiși. Asta e un semn foarte bun. E un semn foarte bun. E foarte interesant și o mare inspirație să-mi întâlnesc cu colegi și cu scriitori romani, dar acum mai ales cu colegi care și traduc din limba romană în alte limbi, au tradus și aceeași cărți ca eu și da, să fii social și să vorbesc, mai ales să vorbesc limba română, pentru că acasă nu am șansa să vorbesc foarte mult. Foarte bine m-am simțit aici cu copiii și o foarte bună organizare. Toată lumea mi-a spus că o să fie o bună organizare și vă spun sincer că nu mă așteptam, dar da, într-adevăr așa este. Da. Îmi place că e și un accent pus pe, iată, aceste întâlniri cu tinerii, cu elevii. Așadar, are o componentă educativă de bună calitate, nu enervant pedagogică. Și din asta plăcută, în care ei să ia ce doresc, fiecare să ia ce îi place. Deci, pe scurt, o experiență până acum și sunt sigură că și de acum încolo extraordinar de bună. Mai e un lucru atipic, spre deosebire de alte locuri unde sunt mulți scriitori și unde mulți strâmbă din nas, scriitorii au acest talent să strâmbe din nas, la Filit nu s-a întâmplat așa. Mereu am văzut că toți sunt entuziasmați și sunt primiți bine și dau și ei binele lor.
super mișto, adică eu oricum plănuiam de mult să vin la Filit și pentru că scriu și eu poezie, bine, nu la rangul la care să fiu pe scenă, dar oricum sunt foarte pasionată și mi se pare o activitate super mișto și în general pe mine mă interesează, iarăși readuc în discuție, scriu în poezie, să aflu și percepția lor asupra poeziei și ceva ponturi și... La mine trebuie să recunosc că este a treia oară când vin și ce mi-au spus Florin Lăzărescu și Cătălin Mihai Ștefan, organizatorii, e că ei simt că eu plutesc aici cu tot timpul fericit, deși eu în viața zi cu zi nu sunt foarte verzi, nu zâmbesc foarte des și cred că cele mai multe zâmbete pe care le ofer într-un an sunt cele pe care le ofer la Filit, pentru că e un loc extraordinar, un loc în care scriitorii se întâlnesc între ei, scriitorii se întâlnesc cu cititorilor și chiar e o platformă extraordinară pentru socializarea în zona culturală. Ca să poți să moderezi bine și să nu ai emoții, este nevoie să cunoști foarte bine invitații, să faci un research, să cauți pe Google, să le citești cărțile și foarte important să găsești puncte de convergență între cei doi sau trei invitați, pentru că nu vrei să fie o discuție a ta cu una dintre invitate sau cu unul dintre invitați și o altă discuție cu celălalt invitat. Trebuie să se simtă ca un tot, ca o chestie integrală pe care să... de care să bucure publicul și foarte important este să implici publicul, să le dai cuvântul, să pună întrebări, cum ai văzut și tu. Foarte important să insiști puțin fără a-i face să simtă incomod, dar în același timp cât să poată să se simtă implicat și partea festivalului, pentru că e un festival în primul rând pentru public, cum sunt pe literatură, nu prea sunt în România și Filitul e o excepție extraordinară. Care îi citesc, pe care îi admir, pe care îi apreciez și mi se pare că atmosfera și zumzetul ăsta festivalier ne prinde bine tuturor, mai ales în momente ca ăsta, istorice, cu război. E important să faci lucrurile care te țin la suprafață. Mă bucur să redescopăr Iașul acum la o vârstă mai matură. M-am născut în Iași și am petrecut vreo 7 ani, 8 ani în Iași. Și mi se pare că mă regăsesc în orașul ăsta și că e bine pentru mine sau că îmi prinde bine să fac trecerea asta de la București și de la haosul bucureștean și să mă odihnesc. E un oraș care mă odihnește. Alina Nelega spune în filmecărți.ro: Filit a devenit un festival al comunității, pentru că este atât de larg încât organizatorii nu se mai pot ocupa în detaliu. Nu mai pot să controleze fiecare eveniment și atunci sarcinile au fost preluate de către profesorii de română, de către voluntari și e o atmosferă extraordinară. Îmi place foarte mult. Mi se pare că este organizat foarte bine, spune Mateo Strucul în filmecărți.ro. Mă bucur că este un festival de literatură și de traducere, ceea ce este foarte important.
the first time that I'm in Iași, and I really like it. We have this wonderful weather and it's perfect to explore the city. And when you come to Filid, you feel very welcome because everything is so perfectly organized and there are so many people who are there to help you with everything. And there's so much room for many encounters with other authors and translators and it's wonderful, really. No, Iași, because I've been here before. I love the festival. I'm very impressed. I think it's an amazing group of people, and their organization is amazing, and you get to meet Romanian writers and writers that I already know from other parts of the world, so it's really, really good. And it seems that everyone here loves books, which is pretty much amazing. Also younger people, which is the most, you know, I've just signed a lot of books and half of them were really young people, which is really, really cool. I love festivals because, I mean, after the last few years when we couldn't leave our houses, now it's great to be able to be back in rooms with readers and writers and just talking about books, which is, you know, so which I'm so passionate about. So it's really nice to be invited. La Iași, la Filit, este întotdeauna minunat. Sperăm că și la întâlnirile ale Cart la Filit, invitații noștri și cei din sală se simt minunat. A fost o perioadă dificilă. Anul acesta, ca în fiecare an, am așteptat Filitul pentru că este prilejul care ne este cel mai drag pentru a discuta aspecte importante legate de literatura contemporană, pentru a putea intra în dialog cu scriitorii invitați și pentru a ne aduce aminte că cea mai frumoasă poveste rămâne povestea aceasta a literaturii și a Filitului aici la Iași. De la ediție la ediție s-a extins până a ajuns la invitați internaționali de o talie foarte, foarte mare, consacrați, mă gândesc de exemplu la Jonathan Franzen, ca să dau un singur exemplu, și pentru Iași e o formă de revitalizare a orașului. Mi se pare că de când există Filit, Iașiul a devenit un alt punct, un punct mare din România pe harta culturală a evenimentelor de literatură și traducere.
What I feel is great empathy from the people I talk to, and I feel really grateful for that. This big interest to the situation and empathy to Ukraine. Dinamismul pe care îl aduce un eveniment de genul ăsta unui oraș ca Iașu, care e totuși un oraș viu, e neprețuit. Participating as a member of the audience, I have been watching some of the performances and presentations and just so grateful as a writer that there are festivals like Filit that are committed to bringing writers together who would never normally get the opportunity to meet each other. Fac parte dintre privilegiații culturii eșene care a luat parte încă de la început la Filit, ediția a 10-a. Sigur că în ultimii ani avem și Casa Fantasy, un proiect foarte drag atât bibliotecii județene cât și mie personal. John Boyne e o vedetă a literaturii mondiale, nu doar europene. E un om care a publicat 21 de cărți, dintre care 20 de romane. E un om care e tradus în aproape 60 de limbi, care a vândut doar din Băiatul cu pijamale în dungi 11 milioane de exemplare. Cred că totalul vânzărilor bate 40 de milioane. Deci vorbim pur și simplu de un scriitor profesionist. Moi, c'est important que dans un pays aussi centraliste que la Roumanie, on a temporairement, pendant 5 jours, une capitale nouvelle, une capitale culturelle, littéraire bien sûr, cette ville historique, cette ville universitaire qui est la ville de Iași. Я очень счастливый писатель, у меня очень хороший и преданный читатель. Яси для кожного українця є досить важливим містом, тому що тут були наші гетьмани, і Богдан Хмельницький, і Пилип Орлик. Festival itself, I really enjoyed it, even we were here for 2 days, but great organization, great people. Filit e o probă de continuitate. Faptul că în România există de 10 ani încoace o instituție literară de, nu doar de amploarea asta, pentru că nu doar amploarea impresionează la Filit, ci de intensitatea asta și de calitatea asta a invitațiilor și a publicului, e ceva fabulos. Putem construi continuitate într-o țară pe care ne-am obișnuit să o considerăm o țară a zidului părăsit și neisprăvit din legenda meșterului Manole, nu? Filit arată că și noi putem construi, că putem construi strălucitor și putem construi continuitate în această țară. Și într-un fel s-a potrivit cu Ucraina, pentru că asta fac și ei, continuă să scrie literatură, cum spuneam, continuă să producă frumusețe, să producă adevăr, să producă sens, atunci când sensul a dispărut, când frumusețea a dispărut, când adevărul a dispărut și când în jur e numai atrocitate. Deci cumva continuitatea producerii de literatură și de frumusețe și de adevăr în Ucraina
Și continuitatea Filitului în a aduna frumusețea din toată lumea, din toate literaturile lumii aici la Iași, vreme de o săptămână, s-au potrivit foarte bine. Eu cred că e o rimă profundă și care arată că Filit are, cred că, un scop chiar mai înalt decât cel pentru care a fost creat. Când a fost creat acum 10 ani, cred că lumea se gândea că e despre literatură. Și acum e limpede că este despre ceva chiar mai adânc decât literatura. Despre ceea ce este profund uman și indestructibil uman în noi toți. Tot la Filit 2022 s-a lansat un proiect în premieră care pune în valoare munca traducătorilor. Astfel, în cadrul ultimei seri Filit la Teatrul Național Vasile Alexandrii, Iași a fost acordat Premiul Institutului Cultural Român pentru cea mai bună traducere a unei cărți din literatura română. Laureatele au fost traducătoarele Marian Ochoa de Eribe și Eta Hrubaru pentru traducerea în limba spaniolă a volumului Antologie de poezie de Mircea Cărtărescu. Tot duminică, scriitoarea Alina Nelega a primit Premiul Liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte apărută în anul 2021, pentru romanul Un nor în formă de cămilă. Oferită de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în urma votului acordat de către un juriu format din 29 de elevi din 11 licee ieșene. La Casa Filit au avut loc ateliere de traducere din limba engleză pentru adolescenți cu focus pe romane SF și fantasy moderate de Iulia Dromereschi. Printre alte aspecte remarcate de invitați și publicul participant, s-au numărat și diversitatea și numărul mare al evenimentelor, implicarea entuziasmantă a voluntarilor și a partenerilor, precum și revenirea la Casa Filit din centrul orașului, care a facilitat accesul la întâlnirile cu scriitori. Filit este un proiect anual organizat de Muzeul Național al Literaturii Române Iași și finanțat de Consiliul Județean Iași, iar ediția de anul acesta s-a desfășurat sub înaltul patronaj al reprezentanței Comisiei Europene în România. Filit 2022 a beneficiat de sprijinul Primăriei Municipiului Iași, Inspectoratului Județean Iași, Asociației Patrimoniu pentru Comunitate și al cluburilor Alecart și Logos. Mai multe detalii, fotografii și imagini de la ediția din anul 2022 se găsesc pe site-ul filit-iași.ro și pe pagina de Facebook a festivalului. This Filit Festival is globally one of the best organized festivals I ever attended. I feel so warmly welcomed here, and I have had great discussions with the translators and with the press and with the interviews, and people really feel that, I have a feeling that people really care about books. Thank you.
Da, din fericire pentru mine, a patra ediție, deci am avut ocazia ca să întâlnesc o sumedenie de scritori, de intelectuali și de profesori și a fost întotdeauna o surpriză, în ce măsură ceva care a pornit de la o inițiativă cu totul individuală și spontanee, cum a devenit festivalul cel mai important, cred, nu numai din România, dar cred că din sud-estul Europei. Pentru noi a fost așa o mare bucurie să fim la Filit, o atmosferă foarte primitoare și foarte caldă. Împreună cu partenerii noștri de la NABU, în fiecare dimineață am organizat aceste ateliere de ilustrație pentru a le prezenta copiilor din diverse zone din Iași, în afara Iașului. Au fost ieri dimineață copii care au venit tocmai de lângă Bârlad, de la Puiești, s-au trezit la 4 dimineața ca să participe. This event has been organized, every communication to Finland before this and here, everything has been so good, everything has been so clear. Ia așa asta. Și aproape la fel, ceea ce e bun nu se schimbă aici. E, ceea ce nu era destul de bun la început s-a schimbat în bine. E minunat. Lumea știe despre Filit, vrea să fie la Filit și eu ca profesor, acum 10 ani când n-am avea nimic la Filit, am simțit că nu existam. A devenit o tradiție și am niște, nu-mi dau seama, nu fac o cuantificare și greu după criterii din asta, vedete, care e mai vedetă decât altul, line-up, număr de invitații, oricum din 10 ediții sigur e undeva în top, în primele 3, dacă ai impact, e cu un nivel peste tot ce a fost până acum, am simțit asta, chiar și aici în Casa Filit, acolo unde erau 30-40 de oameni, au fost 100, s-a cam dublat publicul și asta înseamnă deja impactul celor 10 ediții Filit. La un moment dat, Bogdan Ghiu, poetul și traducătorul, mi-a dat o explicație sociologică, au spus că sunt oamenii voștri pe care i-ați crescut aici și s-au mulțit. I-ați format în Filit și imediat m-am întâlnit cu o profesoară de la universitate care m-a îmbrățișat de la litere și mi-a spus, Florin, anii și eram avut la litere, se intre un concurs de dosare. Veneau la litere și nu citeau cărți. Au apărut generațiile Filit. Zice, e o plăcere să lucrez acum cu studenții, toți citesc. Din punctul meu de vedere, ăsta e un câștig enorm pentru Filit. Când am început Filitul acum 10 ani, de nenumărate ori am auzit povestea asta când mergeam în licee, am pornit cu 10 licee. Domnule, elevii mei nici nu știu cum mai trăiesc scriitori. Azi vreau să spun, scriitorii se împrietenesc o lună înainte cu elevii, stau, vorbesc. E un caz fain, anul ăsta s-a întâmplat la un liceu din Pașcani. Am trimis un scriitor debutant, Remus Bolda, și în șoc să vezi, nu știu ce așteptare e legată de cum arată un scriitor, sau ceva, unul de 30 de ani, care aproape din vibe-ul elevilor și le-a plăcut atât de mult de ei, încât îl vor invita la zilele liceului, pe banii lor se va întoarce la Pașcani invitat la zilele liceului, atât de mult le-a plăcut de ei. Mi se pare un lucru senzațional. Asta înseamnă să formezi oameni. De altfel și John Boyne, de pe scena Teatrului Național, a spus asta. Tineri care citesc și îi cumva contrar clișeului ăstuia că tinerii nu sunt interesați de nimic, nu, dacă le oferi ceva de calitate, iată că tinerii vin, se leagă, gândiți-vă că noi
dacă am avea nevoie de 1000 de voluntari, am găsit 1000 de voluntari. Ce înseamnă asta? Interes al tinerilor față de Filit. Adică efectiv e concurs. În 24 de ore se înscriu 5-600 de tineri, dintre care alegem 200. Asta spune foarte mult despre impactul pe care îl are Filitul asupra comunității. Filitul e atât de mare încât noi, echipa de organizatori, nu l-am putea controla. De la un punct încolo, Filitul nu mai e al nostru. Filitul a devenit al comunității, ceea ce iarăși o mare realizare în 10 ani a Filitului. Pentru mine, acum o să sună laudă, dar am fost aici de la început și am văzut cum crește festivalul ăsta și acum e fantastic. Am experiența unor alte mari festivaluri. E fantastic ce se întâmplă la ea și asta e în primul rând datorită publicului. Publicul e superb. Simt deja o mare nostalgie că s-a terminat sau că se va termina peste câteva ore. Mă bucur că am reușit să ajung la cea de-a 10-a ediție, sunt de la prima ediție aici. A fost o ediție absolut grozavă, totul s-a legat încă de la prima oră a dimineții din prima zi. Avem un feedback extraordinar din partea invitaților și din partea comunității și a voluntarilor implicați. Mă bucur că Filit contează atât de mult pentru atât de multe lume și că suntem un reper de organizare pentru foarte multe festivaluri și pentru mulți manageri culturali din țară și din străinătate. Filit, ediția 10 înseamnă în primul rând bucuria că ediția 10 poate să existe. Suntem într-o perioadă pe care nu și-a dorit-o nimeni în felul ăsta. Suntem într-o perioadă plină de crize, iar Filit poate însemna o întoarcere pentru o perioadă scurtă, dar sperăm din tot sufletul frumoasă, o întoarcere la normalitate. De obicei, noi vedem literatura ca o ieșire din, ca o evadare din normalitate, dar iată că Filit și literatura, în primul rând, poate însemna și o revenire la normalitate, o revenire la o viață pe care ne-o dorim în felul ăsta. Ne-o dorim cu posibilitatea imaginației, cu posibilitatea bucuriei și cu prieteni în jur, cu cât mai mulți prieteni în jur. Prin prieteni înțelegând toată comunitatea ieșeană iubitoare de literatură și nu numai ieșeană, pentru că noi avem oaspeți și din țară și din străinătate care vin pentru Filit, vin să cunoască scriitori și de prezența cărora sigur că ne bucurăm continuu.